Guys, am ajuns în America, West Coast, și mi-am făcut livurile la mașină, sunt la un mecanic, îl cheamă Finger, e pe acolo înăuntru, și mi-am făcut livuriu, adică are ceva paint shop pe acolo, și mi l-a făcut, mă arată să-l lipog, și cam da, cam așa arată mașina. E să-l lipog, încă nu i-am pus în turbo. La următoarea etapă o să-i pun un turbo, la a doua. De-aia să intram. Ce vreau să fac acum este să mă duc la circuit. Deci, hai să mergem. O să-mi pun prima oară. Ia să mergem puțin mai rapid. Da, îmi pare e destul de pogăr sau strada asta. N-am mers așa de mult. Dar că... place. Oh, shit. E mai bună de aia de la Italia, nu știu, parcă arată puțin mai bine. Și... nu știu, poate mă gândesc să mă mut pe aici. Că, da, și pop. Aici, cred. Da, uite aici, trebuie să intrăm. Oh my god, am ajuns. Și unde intri? Uite, cred că pe aici intri. Da. Oricum mai că o să revin când o să intru înăuntru și da. Ok, guys, am ajuns chiar acum înăuntru. Și o venim destul de mulți. Hai să ne intrăm la mașinile astea. Așa avem un camion. Ce crazy. Un art pog. Uite un i-series care avem de raliu. What? Wow. Ce fiind covet. Ce pogăr. Ah, poate să câștigi pentru că... oh my god. Aveam și un motor de asta pe covetul meu. E de la mid-engine. Foarte pog. Îmi dai mesaj de abatul cam, că să vin pe aici, că să vorbesc cu el. Deci da. Hai să mergem. Oh my god, abatul cam! Oh god, I'm gonna be bad! Ok, deci ne-a zis abatul cam că facem un lap pe aici. Și o să ne cronometrează ăștia care sunt aici. Și am trebuit să așteptăm până o să vină rândul nostru. Și gen, da, hai că o să stau aici până o să vină rândul nostru. Și da, hai că o să revin. Guys, a trecut vreo 2 ore. Și Batucam a zis că acum o să fie rândul nostru și trebuie să facem un lap time. Și hai să vedem cum putem să facem. Ok, hai să intrăm în mașină. Ok, let's go. Prima oară ce nu o să fie un lap din încălzire. Și după aia o să fie un lap real. Deci da. Circuitul ăsta e destul de ușor. Am uitat-o pe online. Și da, e destul de ușor. Cam așa arată. Să merg pe începe aici ca să memorizez circuitul.
mai să mergem acum. E sper să fac bine aici, hai la 3 fuge, că nu vreau să mă obișesc. Așa, ok. Așa cred că poate să apropa bine, vreau să mă obișesc. Așa e în a doua. Oh, și mi-am luat gear damage în a doua. Ok, aici era 100. Oh my god, aici a trebuit la 100, come on. Shit. Că nu am luat trupa așa de bine. Come on. Aici a trebuit niște fauri, nu știu că am acum. Ok, așa la 300, ca să nu ne împușim, come on. Ok, am sunat bine. Ok, aici am în a doua. Oh my god. Oh, shit, aici cred că interlanzează. Oh, shit, n-am făcut pără bine. Shit. Ok. Oh my god. Ok, am terminat. Dar nu a fost destul de bun, mie mi-a plăcut. Holy shit. Ia să intrăm aici. Hey guys, am oprit motorul și am sunat pe la Piz. Nu știu ce s-a luat, pot să ne zic ăia pe acolo. Și da, o să-mi dai mesaj la batucama încolo, cred că citim la stoc. Deci, cred că o să plec și o să merg la... să-mi iau un hotel și să explorez pe aici, vă rog cu mine. Ok, guys, am revenit și am pus prima apă unde trebuie să mergem. Oricum, rândul ăsta a fost destul de cold doar și a fost doar a fost destul de pogranul. Și chiar mi-a plăcut. Oh my god, doar că n-am avut un turbo și... Da, un turbo n-ar trebui. Pe internet și găsesc niște hotele. Da, încă n-am găsit. Și o să caut pe aici. Hey, guys. Ok, guys, am găsit aici un hotel. Ăsta e. Din față, puteți vedeți. Hai să-mi parchez aici. Și, da. Și poghi pe aici. Mai mult să-l iau. Să... Oh, da. Și, da, ne vedem. Ok, guys, mi-am luat o cameră de acolo. Și... vreau să merg la McDonald's. Să văd ceva să mănânc, pentru că sunt very hungry. Cum am. Da, hai să mergem. Deci aici, hai să luăm în stânga. Și înainte. Am găsit ceva Turbo Burger. E ceva shop. Și vreau să mă duc să văd cum e. Dacă e poggers. Ok. Cred că aici. Hai să trebuie să mergem. E un restaurant aici, dar nu mă duc. Ok, pe aici. Oh my god, ăsta e mecanicul. O să mă duc la el ca să pun un turbo mâine. Hai să mergem la drive-thru. Urmai că o să revin când m-am luat și da. Ok, guys, m-am luat niște mâncare și hai să mergem înapoi. O să mănânc acolo la hotel. Da, hai că mă duc să mănânc
Și cam asta va fi videoclipul de astăzi. Pentru că mâine vreau să mă duc pe aici, să-mi pun un turbo la mașină și merg pe autostradă să văd cum e pe aici. Poate să mă mut mai încolo. Oricum e că ne vedem după aia. Ok, guys, am revenit. Mi-am luat hotelul. Da. O să mai stau o zi aici. Gen, o să mai stau mâine, că mâine e a doua etapă aici și după o să plec. Și da. Hai să-mi iau mașina. Și o să mă luam la Finger, să nu o facă. Ok, hai să mergem la Finger. Aici, nu? Aici. Ok, hai să-mi parcăz mașina aici. No, no customers, very sad. Ok. Să motorul și da, o să zic să-mi instalez ceva turbo și da, dacă o să mașina face acum vreo 700 de cai, cam așa mi-a zis. 700 de cai e foarte mult, nu știu dacă pot să controlez mașina, e foarte crazy. Oricum mai că vă arăt motorul, să vă arăt cum arată turbo-ul, e foarte crazy. Ok, cam așa arată, te vedeți. Și da. Oh my god. Hai să mergem pe autostradă. Să vedem cum mergem așa. Ok, guys, mi-am pus pe GPS autostrada. Și hai să mergem. Și e foarte diferit de mașina cum turbo. Ce e asta? Tunel! Merge. Ah, gata, pe aici e, gata. Come on. Cât acum? 230, come on. Oh, și cred că se termină. Shit, s-a terminat. Holy shit, ce crezi? Foarte mult. Meream așa cu josul ăla. Dar ce foarte mult mașina? Nu, nu e așa de multă gen. Și mă pare că... este ok mașina, îmi place. Deci da. Ok, hai să intrăm aici. Emergency. Vă să mă duc la mapă, cred că la hotel. Guys, da, asta să fie episodul de astăzi. Nu mai am idei ce să fac. Aș vrea să stau acolo, în hotel și mănânc ceva. Și da, o să merg mâine la competiție, doua etapă. Și să văd ce loc să iau.